Bine ați venit, dragii mei gemeni, la citirea voastră pentru luna mai. Haideți să vedem așa, dar ce vă rezervă această lună. Dar în primul rând vreau să vă urez un parfumat la mulți ani, să aveți parte de tot ceea ce vă doriți pentru cei care vă sărbătoriți ziua de naștere în această lună. De asemenea, dragi gemeni, citirea este valabilă pentru cei din Zodia gemeni, dar și pentru cei cu Luna, Ascendentul, Nodul Nord sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. Iar pentru cei care vă doriți o citire cu mai multe detalii, vă aștept cu drag în comunitatea acestui canal să vă alăturați. Apăsați butonul Alătură-te, lângă Abonează-te și... Achiziționați abonamentul și acolo aveți acces timp de o lună de zile la zeci sute de filmări care sunt acolo. Haideți să vedem, dragii mei gemeni, voi extrage două cărți oracol pentru voi. Mesajul este să mergeți după sentimentele voastre, mai ales când vine vorba de zona locului de muncă. Gemenii sunt foarte bine susținuți, E bine să vă puneți emoțiile în practică, să vă puneți ideile în practică. Să știți că motanul o să vină. Eu v-am spus că el cred că este născut în luna mai pe, pe final, nu știu, așa mi-a spus doctorul când l-am adoptat, da, ok, de deci este și ziua lui. Vrea și el să vă spună la mulți ani următorul mesaj este să înlăturați din viața voastră orice nesiguranță, orice lucru care nu vă face bine. Poate gemenii vor fi ușor mai temători în această lună, referitor la situația voastră financiară, referitor la situația voastră personală. În schimb, lucrurile se clarifică. Următorul mesaj este să fiți în acord cu Divinitatea. Dragi gemeni, văd foarte multă sensibilitate pentru voi în această lună mai. O să iau câteva mesaje pentru voi. Importante. Acestea sunt mesajele. Wow! În primul rând, aveți numărul 7 în această lună mai care poate fi important pentru voi. Poate e data de 7. Sau poate este ceva magic da, care se întâmplă, și avem magic sau magie, deci totul se întâmplă prin magie. Aveți un mesaj important, poate un mesaj care vine prin intuiția voastră. Deci fiți foarte atenți la ceea ce visați în această lună, fiți foarte atenți la elementele care apar în jurul vostru. Mai aveți aici un mesaj care vă spune de o veste rea. Aparent, poate fi o veste care nu vă place. În schimb, dacă priviți lucrurile în profunzime, cu siguranță o să vedeți partea pozitivă. În continuare, aveți mesajul vacanță, relaxare. Poate este o veste care ține de această vară, da? o veste care ar avea legătură cu vacanța voastră, cu un concediu. Și mai aveți vară. Cuvântul, anotimpul de vară. Următorul mesaj este femeie în vârstă, deci o persoană care are niște ani în plus față de voi. Sau dacă dumneavoastră considerați că aveți o vârstă înaintată, atunci să știți că aveți un rol cheie în această lună. Mai veți aici mesajul toamnă care vine cu multă abundență vine cu multă bogăție. Simt uh, foarte profund mesajul că unii gemeni vor avea foarte mare noroc printr-o femeie. Care este mai mare de ani decât voi în mod special, indiferent dacă sunteți femeie sau dacă sunteți bărbat, ar putea să vă ajute, ar putea să vă îndrume. Următorul mesaj aveți aici zodia fecioară. Puteți avea legătură cu această zodie sau nu. Poate este ceva ce ține de zona locului de muncă da? sau de vindecare, dar e o vindecare fizică. Unii gemeni să, reușesc să găsească o soluție la o problemă de sănătate, dar este o soluție fizică de aici. Și mai aveți cuvântul muncă. Da? Și ultimul mesaj pentru voi este numărul 22, care este un număr maestru. Poate o persoană importantă din jurul vostru care are acest număr de destin. Sau, în alte cazuri, gemenii sunt foarte emoționali în această lună mai. Foarte emoționali. Sunteți foarte sensibili. Wow! Și mesajul este o zi plăcută! Frumos! Deci, dragi gemeni, cred că voi reușiți să rezolvați o problemă la locul de muncă, dar e o problemă care, nu știu, ori presupune să nu vă bucurați atât de mult de vară, ori aveți de studiat, aveți un examen, aveți de învățat. Sunteți voi prinși și niște activități în această lună mai, însă lucrurile se stabilizează, însă aveți parte de reușite, văd aici. Foarte interesant, dragi mei gemeni. Continuăm citirea și vreau să vedem ce se întâmplă în dragostea voastră sau viața voastră personală. Iar apoi voi analiza zona profesională, cariera, banii. Haideți să vedem, dragi gemeni. Deja a sărit o carte pe dragoste. Voi lăsa trei cărți pe dragoste, trei cărți pe carieră, așa simt. Iar energia generală pentru voi este valetul de cupe. Foarte frumos. Unii gemeni ar putea avea dificultăți care țin de trecut. Să știți că modul în care voi gândiți, modul în care vă stăpâniți emoțiile, acum, în luna mai, este mult mai important de cum vă imaginați voi. Chiar aveți o ocazie aparte în această lună mai să rezolvați o nedreptate care vi s-a făcut în trecut, cel puțin așa considerați voi. Însă, sfatul cărților este să încercați, repet, să vă controlați emoțiile, pentru că aveți ocazia să materializați foarte ușor ceea ce simțiți, ceea ce gândiți. Interesant să vedem ce vă rezervă pe viața personală cărțile și aici văd multă pasiune, o activitate nouă pe care o faceți împreună cu o persoană dragă vouă. Gemenii au un chef de flirt în luna mai, poate mai cunoașteți o persoană pe lângă relația pe care o aveți Puteți pur și simplu aveți un chef aparte de viață. Și vreți să experimentați alături de partener sau alături de parteneră. Tot felul de lucruri care care mai de care mai ciudate. Dar pentru gemenii singuri aveți ocazia să cunoașteți pe cineva, însă e nevoie. Să fiți deschiși spre lucrurile noi care apar în viața voastră să fiți deschiși să. Acționați într-un mod nou să vă distrați într-un mod nou. Mai veți aici magicianul, da? ceea ce îmi spune că nu prea știți voi ce să alegeți, nu prea știți ce să faceți în această lună mai, chiar din punct de vedere personal. Pentru cei singuri, poate apărea cineva și să vă gândiți așa că îmi place ba îmi place ba nu îmi place. Tare mult o să vă placă să flirtați în această lună mai. Mult de tot. Dar pentru cei care vă aflați într-o relație, parcă sunteți deschiși să reaprindeți flacăra în această relație dar prin tot felul de jocuri, aș putea să spun. Jocuri mai adolescentine, știu eu, faceți o, o glumă, îi spuneți partenerului sau partenerei ceva anume, poate chiar un proiect pe care îl faceți împreună cu acesta ar putea să vă ajute mult. Următoarea carte pentru dragoste sau pentru viața voastră privată este judecata, dragii mei gemeni, o împăcare, cineva revine în viața voastră, dar voi nu prea știți ce să faceți, adică să acceptați, să nu acceptați. În alte cazuri mi se transmite foarte intens faptul că în viața voastră personală pur și simplu aveți un chef de a trăi absolut fantastic. Și aveți și o protecție foarte, foarte mare în cele mai multe cazuri. poate în sfârșit se clarifică ceva într-o relație, în sfârșit aflați de o decizie, de o veste care face ca lucrurile să funcționeze într-o anumită direcție. Să continuăm pe zona de carieră, da? bani și carieră. Aici aveți un șapte de spade. Vă spunem eu că ceva nu v-a plăcut, ceva nu, nu vă convine, dar în alte cazuri gemenii au ocazia în luna mai, să întoarcă o situație mai puțin pozitivă în favoarea lor. Dar depinde și de voi. V-am spus, poate o femeie mai în vârstă sau o femeie înțeleaptă, uh, poate nu știu, se cere să începeți să plantați sau să începeți diferite proiecte pentru că, uitați, undeva prin toamnă ați putea culege roadele. Următoarea carte este Împărăteasa, care vine cu multă stabilitate. Unii aveți de a face cu o femeie care este stabilă din punct de vedere financiar. Este o femeie serioasă, sinceră. Care în aceea care în egală măsură își poate urmări propriul interes, da, și astfel vă poate destabiliza pe voi. În alte cazuri, este ca și cum se întâmplă ceva la locul de muncă sau pe zona voastră profesională și um, începeți voi să întoarceți în așa fel lucrurile, încât să vă urmăriți propriul interes, încât să spuneți, bun, dar eu ce poziție am aici? Ce beneficii am din punct de vedere financiar? Pentru gen se cere să acționați, dragilor, să acționați. Nu doar pe planul vostru personal, mai mult decât atât, din zona familiei, zona prietenilor. Ei, de aici vă puteți încărca foarte mult. Puteți să ieșiți la distracții, petreceri și așa mai departe. Dar ideea este, repet, că vă puteți încărca extrem de mult bateriile. Ultima carte, care vine pe zona locului de muncă sau pe zona banilor, aici văd un șase de spade, care vine cu un drum pe care gemenii îl fac. O schimbare, o mutare apare o schimbare la locul de muncă și poate nu sunteți voi atât de încântați, poate vă simțiți strădați dintr-un anumit punct de vedere. Pe de o parte, pe de altă parte, gemenii pur și simplu vor să facă o schimbare în viața lor și în urma unui drum sau o femeie care se află undeva la distanță de voi, în alt oraș, în altă țară, nu știu eu, nu stă cu voi în aceeași casă, ar putea să vă ajute foarte, foarte mult nu știu, se schimbă conducerea sau se schimbă ceva. Este o persoană care pleacă, da? o persoană care își dă demisia, cineva care renunță și atunci parcă vă rămâne vouă un loc liber. Pentru cei care vă căutați un loc de muncă, Dați ați putea să găsiți, însă e ceva ce ține de confort, ceva ce ține de a învăța pe ceilalți, de a îndruma, de a face drumuri, poate ideea aceasta de a face naveta sau poate fi ceva ce este pe internet sau la distanță, în străinătate, iarăși pentru alți gemeni. Așa cum vă spuneam și la început din aceste mesaje, urmează o lună mai pentru gemeni absolut fantastică, însă depinde de voi să vă urmați interesul, să vă urmați scopul, încercați să nu stați prea mult pe zona voastră personală, că nu o să vă ajute, da? Unii chiar aveți ocazia să cunoașteți o persoană importantă în această lună mai, care să vă ajute foarte mult uh, să deblocați anumite situații. Și asta mi se pare foarte interesant. Mă uit aici că văd o femeie care este la distanță de voi și care vă poate sfătui sau care vă poate oferi. O, știu eu, o, mă rog, un sfat pentru a merge mai departe, pentru a vă vedea adevărata valoare. Nu știu, faceți o consultanță undeva, vă sfătuiți cu șefa sau cu o persoană de la locul de muncă. Ideea este, dragii mei gemeni, că parcă ieșiți din această stare de apăsare, ieșiți din această stare de dezamăgire în această lună mai și asta este foarte, foarte bine. Dragilor, în continuare, abia aștept să clarific fiecare mesaj de aici. Da? Voi da clarificări, voi da extensii cu acest tarot, iar pentru cei care vă doriți o astfel de citire, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal prin apăsarea butonului alăturate. Am lăsat un link în descriere și în primul comentariu cu un videoclip în care vă explic exact ce înseamnă să vă alăturați canalului. Așa că, dragilor, aceasta a fost citirea voastră pentru luna mai, la mulți ani încă o dată și să ne revedem cu bine și la alte filmări.